Bună, oamenii, eu sunt Luki și pentru că în ultima vreme n-am mai filmat nimic și voiam ceva destul de rapid ca să vă aduc un clip pe canal cât mai curând pentru că m-am plictisit să stau în vacanță fără să editez ceva, m-am gândit să filmez în sfârșit pentru a nu știu câte oare BookTok-ul, Reader Habits Tag sau obiceiuri de cititor, care mi-a fost dat mai departe de Adina de la The Witch of Bookland pe Instagram, pe care pagina de Instagram o să vă las în descriere și vă încurajez din tot sufletul să puneți mâna să vă uitați pe profilul ei pentru că are niște postări extraordinare. Ar trebui să învăț și eu de la fata asta când vine vorba de postat pe Instagram pentru că cu toți știm că eu nu sunt foarte bun la asta, dar da, este un timp și pentru asta. Iar acela nu este acum. Trecând la conținutul tagului, tagul este format din 5 întrebări, care probabil că au mai fost traduse și până acum la noi în română, dar eu am făcut traducerea după întrebările pe care le-am luat de pe profilul Adinei, așa că o să-i dau drumul direct și o să răspund la prima întrebare, și anume, s-au schimbat preferințele tale literare de-a lungul timpului? Eu v-am mai vorbit vouă aici pe canal destul de deschis, în primul rând despre faptul că eu nu pot să spun neapărat că am o anumită preferință literară, sunt extraordinar de deschisă la toate genurile literare și citesc absolut orice tip de literatură, atât timp cât am eu chef, nu știu, să citesc SF, o să citesc SF, dacă nu am chef, o să citesc non-ficțiune, clasici sau orice altceva. Dar de-a lungul timpului pot să spun că, într-adevăr, gusturile și preferințele mi s-au schimbat într-o oarecare măsură. Un bun exemplu pe care l-am de așa ceva este faptul că anul trecut mi-am propus să citesc mai multă non-ficțiune la începutul anului 2020 și, spre surprinderea mea, am reușit să fac asta într-o oarecare măsură, mulțumită audiobook-urilor, pentru că m-am apucat să ascult audiobook-uri, mai ales de pe Netgalley. Până acum nu pot să spun că nu-mi plăcea non-ficțiunea și că puteam să spun că nu citesc, dar pur și simplu nu ajungeam la cărți de non-ficțiune la fel de ușor pe cât ajungeam la cele de ficțiune și în 2020 am reușit, din fericire, să pun mâna pe mai multe astfel de cărți. Deci, da, gusturile și preferințele se schimbă de obicei de-a lungul timpului și ale mele sigur s-au schimbat, însă încă susțin sus și tare că rămân deschisă la orice genuri literare și orice tip de cărți atât timp cât am chef să le citesc. Întrebarea cu numărul 2. Îți plac semnele de carte? Nu știu. Voi ce părere aveți? Da, sunt o mare colecționară a semnelor de carte și întotdeauna folosesc semne de carte ca să marchez locul în care am rămas în carte. Nu știu, mi se pare mult mai ușor decât să-mi dau seama cu unii oameni. Țin minte numărul paginii la care au rămas, ceea ce mi se pare extraordinar, eu nu pot să fac asta. Și cu înnoitul de colțuri, pentru mine de multe ori înnoitul colțurilor ține loc de anumite tabs, anumite sticky notes pe care nu le mai am și pe care vreau să le pun într-o carte la un moment dat, dar pur și simplu am rămas fără. Doar atunci îndoi colțul unei cărți, în rest nu fac asta ca să văd la ce pagină am rămas. Și că tot când e vorba de semne de carte și pentru că le am aici, vreau să vă arăt unul dintre semnele mele de carte favorite pe care l-am primit la un Secret Santa al bloggerilor de carte, cred că din 2016, dacă țin eu bine minte, de la Alexandra, de la fata dintre file pe Bookstagram, Alexandra, ca să vezi că nu te-am uitat, și este acest minunat semn de carte metalic cu fluturaș, de care nu m-am mai despărțit de atunci, pe care l-am folosit de foarte, foarte multe ori și care este... Nu știu, un prompt foarte bun pentru poze. Și care, pe lângă faptul că este un semn de carte extraordinar de drăguț, este și un prompt foarte bun pentru poze, pentru cine mai face poze pentru Bookstagram, pentru că eu am rămas în urmă și cu asta. Întrebarea cu numărul 3. Mănânci sau bei în timp ce citești? În mare parte nu mănânc în timp ce citesc, dacă nu sunt snacks-uri sau fructe sau chestii de genul ăsta, pentru că nu sunt genul de persoană care se poate concentra pe două activități în același timp, dar de băut beau de la cafea până la apă, până la vin, uneori cu mâncarea nu prea mă înțeleg când sunt prin preajma cărților, pentru că tind să nu fiu neapărat cea mai atentă și, deși nu mă deranjează să am semne pe cărți și însemnări și post-it-uri și scris și toate cele, nu mi-ar plăcea neapărat să spun că am urme de mâncare pe cărți, așa că nu se întâmplă. Întrebarea cu numărul 4. Sari paragrafe atunci când citești. Dacă aș fi postat primul clip pe care l-am filmat pe tema asta, care nu mi-a ieșit, bineînțeles, pentru că nu este aici și nu l-am văzut niciodată, aș fi zis că nu, dar de atunci pot să spun că mi-am schimbat puțin părerea și, având nevoie să citesc mai multe cărți care nu sunt pentru plăcerea mea personală și nu neapărat pentru facultate, ci mai mult, nu știu, cărți de specialitate și cărți dintr-o anumită, nu știu, nișă de lucru, cum ar fi cărți despre marketing, pune că da, mai sar peste paragrafe, sau atunci când recitesc o carte, de exemplu, și știu în mare parte cu ce se mănâncă acțiunea și am nevoie doar de anumite paragrafe, dar peste cele pe care le știu deja și cele care nu îmi sunt folositoare la momentul respectiv. Da, într-adevăr, de obicei nu o fac, îmi place să citesc o carte integral, cap-coadă și să pot să spun că am citit-o integral, dar, nu știu, când se mai ivește ocazia, da, mai fac și asta. Iar ultima întrebare, întrebarea cu numărul 5, scrii în cărți. Pentru întrebarea asta am și un clip pe canal pe care l-am făcut
vara trecută și pe care o să vi le las mai jos dacă vreți să aflați mai mult despre de ce și cum scriu eu în cărți, dar ca să vă arăt unul dintre mai noile exemple de cărți anotate de mine, anotate post clipul respectiv, avem aici una dintre cărțile mele favorite pe care am recitit-o pentru facultate și anume Jane Eyre, care este extraordinar de plină de tot felul de bilețele și nu numai, pentru că mi-am permis descoper niște pixulețe foarte drăguțe de la Jumbo care nu trec prin pagină și care sunt foarte bune pentru a nota ce scris în cărți. Așa că I went wild with this one și acum arată așa și este minunat. Și mă bucur că am descoperit tehnica asta care să se potrivească puțin cu ce vreau eu, de fapt, pentru că niciodată nu mi-am dat seama ce vreau până acum de la un sistem de anotare și, nu știu, mi se pare un pas spre înainte și o metodă minunată de a-mi lăsa amprenta pe cărțile care vor fi ale mele pentru tot restul vieții. Am atât de la mine pe ziua de azi, un clip destul de scurtuț, văd că filmez deja de 10 minute, deci s-ar putea să nu fie un monstru de editat și să nu mi scoată pe real, să sperăm. Dacă vreți să răspundeți la întrebări în comentarii, mie mi-ar face foarte mare plăcere să vă citesc răspunsurile și să văd cum stați voi cu obiceiurile voastre de cititor. Nu știu cum să dau tagul mai departe, pentru că nu știu exact cine l-a făcut și cine nu. Așa că dacă vreți să-l preluați și să-l faceți și voi, simțiți-vă tăguiți. Vă dau leap și mai departe și veniți și lăsați aici în comentarii link-uri la articole, poze pe Instagram sau clipurile voastre în care ați făcut tagul, pentru că sunt foarte curioasă să vă văd răspunsurile și până data viitoare să aveți lecturi plăcute și pa!